Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem aici, la Camera Agricolă, și vom vorbi cu reprezentanții acestei instituții despre proiecte și măsuri, pentru că, iată, noul an a venit și cu noutăți, putea spune. Domnul director, vom începe cu dumneavoastră și aș vrea să ne axăm puțin pe măsura 1.2.1, pentru că aici avem ce discuta și sunt foarte mulți telespectatori și nu numai producători agricoli care așteaptă vești despre această măsură. Da, într-adevăr, începând cu data de 20 mai, este pe site-ul Ministerului Agriculturii anunțul că va fi demarat din nou o nouă sesiune de punere pentru proiecte realizate pe măsura 1.2.1, investiții în agricultură. Deja putem să regăsim acolo pe site-ul APDRP sau pe madr.ro, pentru cei interesați, un ghid consultativ, un ghid al solicitantului consultativ, unde întâlnim tot ceea ce trebuie să știe beneficiarul pentru a putea accesa acest proiect. Vorbim de proiecte cu o valoare minimă de 5.000 de euro, cu cofinanțare de această dată, e foarte bine de știut, cu cofinanțare din partea beneficiarului. TVA-ul, din păcate, este neeligibil prin această măsură, iar odată cu excluderea acestuia din valoarea totală a proiectului, suma se va împarte jumătate-jumătate, cu câteva excepții pe care le putem discuta. Este vorba de tinerii sub 40 de ani sau de ferme aflate în zona defavorizată, pentru care procentul de coalocare din partea Uniunii Europene, respectiv a Guvernului României, este puțin mai mare, deci mai crește cu 10%. Este interes pentru această măsură și vă întreb, pentru că și condițiile diferă oarecum față de anii trecuți. Ca să fim sinceri, pe această măsură, pentru județul Gorj, nefiind un județ proeminent cu o agricultură bazată mai ales pe domeniul vegetal, unde s-au făcut foarte multe măsuri pe foarte multe proiecte pe această măsură, interesul este puțin mai scăzut, având în vedere și partea de cofinanțare. Nu este o măsură pentru fermele chiar mici, este o măsură pentru fermierii care au totuși un potențial financiar. În concluzie, față de celelalte proiecte pe care noi am lucrat anii trecuți, în speță măsura 1.4.1 și cea pentru tinerii fermieri, interesul nu aș putea spune că este mai scăzut, însă rezultatul este mai mic, tocmai din aceste motive financiare, să le spunem așa. Domnul Trănea, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care este, să spunem așa, punctul principal în această măsură? Ce e cel mai important, având în vedere că ea se adresează, iată, unui anume segment de vârstă? Exact, asta am vrut să completez, adică să completez pe domnul director, pentru că este o măsură care se adresează unui segment de vârstă, dar se adresează și acelor fermieri cu putere financiară destul de ridicată. Pentru că, așa cum a spus domnul director, trebuie să aibă partea de cofinanțare fermierul respectiv, care variază între 40 și 60% în funcție de zonă și vârstă. Tot ca și completare pot să spun că deja s-a anunțat începerea sesiunii pe 20 mai, dar ghidul nu a apărut. Deci varianta care e pe site-ul APDRP-ului este consultativă. Bine, bănuim că 90% o să rămână exact ca în forma care e prezentată pe site. Tot ca și o mică completare, fermierii trebuie să dețină ferme de o dimensiune între 2 și 50 de udeuri. Pentru fermierii care au mai accesat măsuri în acest domeniu, știu ce înseamnă o dimensiune economică și cum se calculează. Fermierii respectivi, ca prim pas, trebuie să, chiar dacă sunt persoană fizică, deci trebuie să se autorizeze la Registrul Român de Comerț și, normal, trebuie să acceseze un curs de calificare în domeniul pe care îl pot face la noi, la Camera Agricolă. Și către ce domenii? Numai agricol sau și zootehnic? Această măsură se adresează atât sectorului vegetal cât și sectorului zootehnic. Cum ponderea în agricultura gorjană a sectorului zootehnic este mult mai mare, bănuiesc că cei mai mulți o să fie interesați sau cei mai mulți fermieri interesați vor fi pe domeniul zootehnic. Au venit deja la dumneavoastră să îi consilia, da, să întrebe despre ce... Da, au venit în centrul în care activez. Eu am avut câteva solicitări de consiliere în acest sens.
Însă au dorit în special, chiar dacă au ferme zootehnice, au dorit mai mult utilaje sau îmbunătățirea, eu știu, spațiilor de cazare, reconstruirea altor spații de cazare, dotarea pentru animale. Le-am explicat că pentru utilaje, care sunt condițiile, deci mai ales pentru utilajele, de exemplu, agricole, gen tractor. Ei trebuie să dețină o suprafață agricolă pe care să lucreze. Deci nu să dau tractoare prin această măsură pentru transporte sau pentru... Au înțeles și chestia asta. Au solicitat de asemenea să-și îmbunătățească efectivele de animale în sensul de îmbunătățirea structurii arasii. Deci îmbunătățirea structurii biologice a efectivelor. Pentru că au văzut că un animal valoros din punct de vedere de biologic îi aduce și beneficii mult mai mari. Și se poate lucrul acesta având în vedere că această rasă de regulă o aducem de altundeva și o implementăm aici sau deja gorjenii au început să producă material, să spun așa, biologic pentru toată lumea de aici? Mulțumită activității pe care desfășoară serviciul de însămânțări artificiale, în Gorj există destul, la un nivel destul de înalt, efectivele ameliorate. Însă apelăm tot la alte județe și chiar la importuri pentru rase performante. Cu condiția ca să consulte specialiști în domeniul creșterii animalelor, pentru că și ele trebuie adaptate, aclimatizate. Deci nu poți să le aducă efectiv și să aibă și, eu știu cum să spun, pretenții la un nivel productiv ca și în țara de proveniență. Pentru că, iată, am invitat dumneavoastră spectatorii, mai mulți reprezentanți. Acum o să ne axăm pe o zonă și pentru că domnul Păducel Constantin este aici și este în zona Stănești, ne raportăm la această regiune și v-aș întreba acum, pentru producătorii agricoli, care sunt noutățile, având în vedere că majoritatea așteaptă cota de lapte, banii, subvențiile. Ce ne puteți spune în acest sens? Producătorii agricole acum așteaptă în primul rând să acceseze din nou fonduri europene și mereu suntem întrebați când se va derula o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Dar în această perioadă interesul lor este de depunerea deciziilor pentru păstrarea cotei de lapte, în care deja se află pe ultima sută de metri. Oamenii au fost foarte receptivi, sunt preocupați de păstrarea cotei de lapte, că mai ales beneficiază și de niște subvenții, zic eu, destul de semnificative. De asemenea, este perioada de depunere a dosarelor de subvenții pe suprafață, unde în centrul de care răspund s-au prezentat peste 90% din fermieri. Și în același timp sunt preocupați, mai ales datorită condițiilor climatice, de tehnologie. Adică interesează foarte mult materialul săditor, care să fie cât mai productiv, cât mai rezistent, atât la boli, cât și la condițiile favorabile din zona noastră de secetă. Da? Și sunt receptivi la nou, în primul rând. Dacă îmi permiteți o completare la ce a zis colegul, aș vrea să informez pe calea asta fermierii care au făcut proiecte pe măsurile anterioare, pe 141, fiindcă veni vorba de cererea la APIA pentru unitatea de suprafață. I-aș sfătui să-și facă de pe acum cererea de plată la APIA direct pe PFA, pentru că vine sesiunea de o nouă sesiune de depunerea dosarului de plată pentru un an nou. Și n-aș vrea să avem probleme cu SAPARD-ul. Deci ei trebuie să-și facă direct pe PFA cererea de plată la APIA, încât în perioada, pentru că perioada se încheie pe 15 mai, da. Se depun cererile normal la APIA, după 15 mai până pe 10 iunie cu penalizări. Da, și asta nu... Iar sesiunea... Exact, iar sesiunea... Da, nu numai asta, dar sesiunea de întocmire a unui nou dosar de plată trebuie să fie în iulie. Ori în iulie nu mai pot face nimic la APIA.
Și atunci... Vreau să vă mai întreb ceva, referitor la aceste norme europene care puțin i-a enervat, să zic, cu ghilimelele de rigoare pe producătorii agricoli. Știți că acum și laptele nu țin numai oricum, ci dacă întrunește acel număr de celule somatice. Am vorbit noi despre acest lucru cu fermierii și s-au declarat oarecum nemulțumiți și îngrijorați de fapt de acest lucru. Acolo le astănești, având în vedere că aveți multe animale și asigurați pe piața din Târgu Jiu și nu numai lapte, ce spun oamenii? Ei, oamenii ce se întâmplă? Au fost receptivi și au făcut acele camere de prelucrare. Zic eu, cel puțin care au accesat fondul structural și mai ales care au făcut proiecte pe profilul ăsta zootehnic, da, au fost foarte receptivi. Ei, își fac probleme și ei cu valorificarea în continuare. Chiar dacă ei majoritatea produselor lactate le valorifică pe piața liberă, în continuare nu sunt mulțumiți, fiindcă nu acoperă cheltuielile. Dacă îmi permiteți o completare, da. Ajuns în clotea de prânză, spuneau că îl vând pe piață cu 100, sau mai bine zis, cu 10 lei. Dacă mai îmi permiteți o completare legat de ceea ce discutam, de laptele ăsta, v-ați referit la laptele conform, acel lapte conform. Care ne vine de la fermier. Nu, laptele conform e la care să îndeplinească standarde respective cu... Păi microorganisme. Da, e o precizare, da, e o precizare de la Uniunea Europeană prin care s-a prelungit perioada în care le mai putem lua de la fermier laptele, acel lapte neconform. Deci s-a prelungit perioada. S-a prelungit perioada. Cu condiția ca unitățile de prelucrare, care sunt două în Gorj, din câte știu eu, să prelucreze, nu dăm nume, că îmi face reclamă, să prelucreze separat. Deci, asta vine oarecum în sprijinul celor care n-au reușit să, așa cum spunea colegul, să-și facă o cameră. Să îndeplinească condițiile de normele europene. Și acolo sunt alte standarde. Dumneavoastră ați fost în schimb de experiență. Exact, da. Cum este standardul sau nivelul este mult superior celui de aici. Majoritatea noastră a producătorilor încercăm acum să aducem în cămara de acasă produse bio. Spuneți-mi dacă aceste proiecte pe care dumneavoastră le întruniți aici cu tinerii, că cel mai mult acum, iată, tinerii sunt cei vizați pentru elaborarea acestor proiecte. Mai interesați. Și cei mai interesați, da? Nu știu dacă și cei mai experimentați, pentru că se zice așa că trebuie să ai experiență în orice. Dacă ei optează pentru această producție bio. Am avut în discuțiile noastre și chiar încercări are anumitor beneficiari de proiecte să treacă de la producția convențională la producția ecologică. Din păcate, în momentul actual există o problemă cu birocrația, să spunem așa, de fapt cu dosarul care trebuie realizat către Ministerul Agriculturii pentru trecerea la producția bio. Este un dosar stufos în care beneficiarul trebuie să lucreze foarte mult și să îndeplinească o serie de condiții și mulți au renunțat. Din discuțiile avute chiar săptămâna trecută cu Ministrul Agriculturii, am înțeles că în următoarea perioadă de depunere de proiecte 2014-2020 s-a urmărit reducerea acestei birocrații, dosarul de conformitate pentru aceste ferme bio va fi mult mai simplu de întocmit și chiar prin măsurile care vor fi demarate în perioada următoare se va urmări și o serie de beneficii, o serie de punctaje superioare pentru cei care trec la acest gen de agricultură. Din punctul nostru de vedere este o posibilitate pentru țara noastră să avem un pas înaintea celorlalți, pentru că pe piața vest-europeană se caută foarte mult aceste produse bio. Acolo nu se pune chiar așa mare accent în realizarea producției bio, pentru că, așa cum știm, populația este foarte numeroasă, iar segmentul de piață care consumă și cumpără aceste produse bio este puțin mai restrâns, având în vedere și prețul pe care, mult mai mare pe care l-au aceste produse. Însă țara noastră, având în vedere ceea ce deținem la ora actuală, poate fi un concurent foarte puternic pentru celelalte puține țări care merg pe această agricultură biologică, ecologică. Toată această procedură de care vă spunea domnul director, stufoasă și birocratică, se cheamă certificare. Ei, certificarea asta la noi, în momentul de față, este foarte greu. Prin natura
Eu știu activității agricole care se desfășoară acum la noi în județ. Fermierii noștri deja produc la un 60-70% bio. Dar problema este că nu le-a certificat nimeni. Deci ei trebuie să aibă document. Că... Ei, procedura asta greu e, vă dau un exemplu, la animale, ca să faci o fermă bio. În afară de faptul că îți trebuie acea documentație stufoasă, îți trebuie un an tampon în care ei te verifică dacă tu dai în hrana animalelor, de exemplu, chiar dacă tu cumperi furajele, mai ales concentrate, că majoritatea nu își produc concentrate, deci nutrițele concentrate, porumb și amestecurile de nutrițele concentrate, trebuie să le iei de la unitate care este certificată și produce bio. Deci este un întreg flux tehnologic. Este un întreg flux tehnologic până a produce bio. Da. Și dezavantajul... Și fermierii, că vă întrerup un pic, să nu pierd nicio idee. Majoritatea celor la care noi ajungem, bineînțeles, grație tot dumneavoastră care identificați acești fermieri și ne duceți acolo în gospodările lor frumoase, majoritatea au spus așa că documentațiile, exact cum ați amintit, sunt foarte stufoase și mai mult decât atât am întrebat ce veți face? Veți mai accesa fonduri pe proiecte? Și majoritatea spun, cred că nu. Descurajarea asta vis-a-vis de... faptul că vine omul pe aici, pe la dumneavoastră, o dată de două, de nouă ori, iată, îi face să bată puțin în retragere. Dumneavoastră, la nivel mai înalt, că mergeți frecvent la București, la ședințe, ați spus acest lucru. Până la urmă, tot normele, tot legile, tot deciziile de acolo vin. Și pentru acești oameni să le ușurați cumva munca. Exact asta s-a întâmplat acum 2-3 săptămâni când am participat la Craiova la o întâlnire regională cu reprezentanții APDRP-ului, de la directorul general la ceilalți șefi de servicii și alții secretari de stat din minister, care au marșat pe această idee și pe faptul că va fi micșorat foarte mult în următoarea sesiune de proiecte numărul de acte care trebuie depuse la dosar pentru a putea accesa proiectele. Însă vreau să vă spun că, într-adevăr, și la noi, pornind de la vechiul SAPARD, oamenii au venit în cele din urmă cu ajutorul nostru și prin efortul conjugat al lor, au reușit să acceseze măsura SAPARD și veneau și ne spuneau, domnule, e ultimul proiect, nu o să mai accesez niciodată, așa ceva nu se poate. Ei, după 5 ani, perioada în care a funcționat proiectul SAPARD, credeți-mă că foarte mulți dintre ei au venit și au zis, ce mai nou, vreau să continui, vreau să mai fac un alt proiect. Deci, pur și simplu, au uitat despre cei ora, au văzut că totuși prin accesarea măsurilor și au putut dezvolta o parte sau chiar în totalitate ferma de care dispun și atunci continuă să meargă și să acceseze alte proiecte. Noi încurajăm să facă acest lucru, știm că așa e la noi deja, deocamdată în România, procedurile sunt puțin mai greoaie, însă efortul conjugat al autorităților, promisiunile pe care ei ni le-au făcut în întâlnirile care le-am avut recent, ne fac să sperăm și noi că în perioada imediat următoare vom avea o procedură mult mai simplificată în accesarea proiectelor. Și de regulă, în anii anteriori, domnul director știe foarte bine chestia asta, cei de la minister ne cereau câte o părere, sau o părere în scriu, sugestii, eu știu cu ce modificări putem, cum putem reduce... Nu știu în ce măsură, noi întotdeauna am trimis. Contează, nu știu în ce măsură au ținut condeiere, pentru că am văzut că... Am avut câteva idei transmise și nu știu, sau nu putem să spunem că exact fiindcă le-am transmis noi sau și implementat, dar într-adevăr, două, trei idei pe care noi le-am scris pe hârtie și le-am trimis ministerului când ni s-a solicitat, au fost puse în practică în cadrul proiectelor care s-au derulat. Sperăm că și în viitor tot ceea ce camerele agricole în toată țara au transmis și nu numai noi, chiar și ceilalți colegi de la celelalte instituții cu o acțiune în agricultură vor fi respectate și va fi mult mai simplu pentru producătorul agricol, pentru fermierul de rând să poată accesa aceste măsuri. Știu că mai este o problemă la nivelul Camerei Agricole și nu numai, în multe instituții din România. Numărul celor care lucrează strict pe aceste proiecte este foarte mic. Cum și judecătorii se plâng că au foarte multe dosare de întocmit și volumul de muncă este foarte mare, așa și la dumneavoastră. V-aș întreba, domnul Păducel, vă descurcați acolo în zonă, pentru că a ajuns un inginer să facă consultanță la o regiune mai mare, nu strict la o comună sau la un sat. Da, cu toate că interesul este foarte mare, și chiar aș vrea să-l completez pe domnul director, într-adevăr, sunt foarte multe consilieri, dăm la ora actuală pe probleme de afară de tehnologie, de subvenții, care se dau și pe aceste fonduri europene. Oamenii chiar sunt nerăbdători, mai ales cei care n-au accesat. Deci interesul este în continuare foarte mare. Noi
suntem conștienți că la nivel de județ specialiști sunt din ce în ce mai puțini și încercăm să facem față. Încercăm, deci omul nu, niciodată nu se întoarce fără să... Adică dacă a venit și s-a prezentat la noi pentru consiliere, nu ne-am uitat la program și am încercat să rezolvăm problemele oamenilor, să plece oamenii cu răspunsul, cum s-ar spune, cu răspunsul dat. Normal ar fi fost ca toți acești bani europeni să vină cumva de asta toamnă, nu pentru anul ăsta, pentru că așa face omul, însămânțează, pregătește terenul de cu toamna. Iată, suntem cumva la jumătatea anului, mai avem puțin și facem jumătatea anului și încă este totul ambigu. Ce ne puteți spune în acest sens? E dureros, dar așa se întâmplă la noi. Nu știu dacă în toate țările Uniunii Europene agricultura merge tot așa ca la noi. Într-adevăr, și noi am sperat că noua grilă de proiecte va fi gata și va porni începând cu anul 2014, chiar din primele luni, însă iată că trece timpul, drafturile măsurilor, principalele măsuri sunt la Bruxelles, sperăm că în perioada imediat următoare vor primi girul celor de acolo și atunci sunt sigur că Ministerul Agriculturii în foarte scurt timp după ce va veni aprobarea de la Bruxelles va emite ghidul solicitantului pe măsuri și vom putea și noi să dăm drumul la munca pe aceste proiecte. Acum au mai fost și anii trecuți sesiuni de depunere atât în primăvară, atât în toamnă. Aprobările au venit în 2-3 luni, chiar în 6 luni cu întârziere, oamenii au fost odată nemulțumiți, însă odată cu primirea banilor... care e salvarea fermierilor vis-a-vis de ce le spuse dumneavoastră? Subvențiile pe care le primesc de la APIA. Acelea, dar și pe acelea știe, vin cu foarte mare întârziere. Da, dar nu, da. O parte s-au dat în avans, o parte s-au dat în avans din toamna trecută, spre deosebire. Da. Deci fermierul a avut cât de cât cu ce să-și procure sămânță, să-și facă lucrările de bază. Mă anunță colegul meu că nu mai avem foarte mult timp din această emisiune și o să vă întreb cât estimați dumneavoastră că va fi, să zicem așa, succesul acestor proiecte în acest an. Aveți un număr? Există normal o limită de bani, că nu vine așa pentru toată lumea și condițiile astea spun multe. Ce părere aveți? Beneficiari sau potențial beneficiari la ora actuală sunt destul de mulți, avem o bază de date cu ei, numerele de telefon, numele pentru că ei vin, noi înregistrăm, o să-i anunțăm în momentul în care pornesc aceste măsuri, însă, sincer să fiu, nu putem vorbi despre succes, insucces, despre ce va fi, decât în momentul în care vom putea și noi să vedem ghidul solicitantului pe fiecare măsură, să vedem condițiile care vor fi în final existente pe aceste măsuri. Atunci vom putea face o estimare și probabil dacă o să mai facem o emisiune viitoare, odată cu apariția ghidului solicitantului, putem să discutăm și despre succesul sau numărul de proiecte care va fi întocmit la nivelul județului. Ce aș vrea să spun ca o mândrie pentru noi, chiar am fost laudați la Craiova, suntem unul din județele fruntașe pe țară în ceea ce privește accesarea acestor măsuri pe 141 și 112. Am pornit mai greu, așa cum mi s-a spus, în perioada 2007-2008, chiar 2009, dar ulterior am ajuns în primele 4-5 județe din țară la numărul de proiecte accesate și la numărul de bani europeni pe care i-am atras, iată, în județul nostru. Oricum, din experiența sesiunii anterioare, vă pot asigura că vor fi mai multe proiecte decât suma de bani alocată măsurilor respective. Da, pe voiam să vă întreb asta. Că exact, asta vreau să completez. Și atunci, evident, deci vor fi proiecte eligibile, dar nu toate finanțabile. Se vor aplica acele criterii de selecție care sunt prevăzute în ghidul măsurii respective. La fel, cred și eu, potențial sunt foarte mulți. Și unii vor fi dezamăgiți. Dar puțin, părerea mea, puțin, cred că o să îndeplinească condițiile. Deci de la an la an, cumva, putem spune da, că se mai strânge și da, exigența este mai mare din acest punct de vedere. Potențial vor fi, cel puțin noi avem o bază de date în teritoriu și cel puțin ne răspund eu, am peste 60 la ora actuală care viitor potențial de accesare de fonduri europene. Dar 60, deci nu mai într-o comună și dacă ne raportăm la mai multe, deci da. Numărul ajunge dar la dar să vedem și condițiile sute. Care... O medie de peste 30-40 de proiecte pe comun, o medie pe județ, cred. Da.
Asta e un lucru bun, până la urmă, și se răsfrânge în producția anilor viitori. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. E adevărat că în puține minute nu putem spune multe lucruri, dar așteptăm să ne solicitați atunci când apare ghidul, când, bineînțeles, că vom avea mai mult de spus. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!